sunt foarte multe studii, foarte multe cărți, sunt foarte multe cursuri care se pot face, dar din punctul meu de vedere nu există un șablon pe care îl poți aplica unei echipe, astfel încât să o faci să crească și să crească și business-ul. Aici este se formează un nucleu la care trebuie să fii conectat, care trebuie să te conectezi în permanență, care poate genera idei, care știe să învețe în ultima instanță din aceste eșecuri care le-ați menționat și dumneavoastră, și de acolo putem construi această creștere organică. Nu se întâmplă nimic peste noapte și nimic nu crește extraordinar de pe zi pe alta. Este o muncă în spate, o muncă a unei echipe, o muncă a unui manager și în ultima instanță și a unui lider. Dar, așa cum spuneam, din punctul meu de vedere, totul se reduce la echipă.